e posibil să nu ți se întâmple tot ceea ce îți dorești, oricâte schimbări ai face în viața ta. Adică, indiferent că schimbi ceva la tine, e posibil contextul să nu te ajute să fii cel mai bogat, să reușești să găsești cea mai frumoasă femeie, să ai carismă, să ai jobul ideal. Cel mai corect ar fi să spun că îi aduc cu picioarele pe pământ sau încerc, bazându-mă pe ceea ce citesc, că nu sunt toate din mintea mea, citesc anumite lucruri despre, nu știu, statistică sau istorie sau psihologie și le compilez într-un format digerabil, astfel încât să-l înțeleagă toată lumea, în ciuda limbajului uneori pompos, dar încerc să le prezint o latură mai realistă a poveștii. Speaker motivațional ți-ar spune că tu poți să ții ce telefon vrei, că meriți în primul rând orice telefon vrei și apoi aș veni eu care ți-ar spune, bă, în primul rând, nu-ți permiți orice fel de telefon, nu toate telefoanele astea scumpe spun ceva, sunt neapărat utile vieții tale de, nu știu, om care pune marfă pe rafturi. Am dat doar un exemplu și trebuie să-ți cunoști un pic nivelul. Partea pe care o văd eu este că nu trebuie să alergi după toate lucrurile astea care ți sunt prezentate ca fiind valoroase în viață. Noi toți vezi că prea puțini dintre ei spun citește. Mulți zic citește cartea mea sau citește cartea despre viața unui om realizat, ceea ce este o bălărie, că nu te ajută la nimic să vezi experiența de viață a altui om. Dar efectiv să-ți spună, băi, nu știu, citește niște istorie sau citește niște antropologie sau sociologie sau ceva, nimeni nu o să spună chestia că nu vrei să pui asupra omului o muncă. Nu vrei să zici, a, citește cartea mea, află secretul fericirii. Ok, super. Secretul fericirii există, dar trebuie să te raportezi la tine. Ce te face pe tine fericit este secretul fericirii tale. Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Încerc să-mi dau seama, dar eu cred că încearcă treaba aia cu psihologia inversă. Da. Adică, dar oare dă rezultate? Că asta e interesant. Ia să încerce să ne demotiveze astăzi George Bonea. Salut, bine, bine ai venit. Venit. Salut. Emisiunea nu o să aibă succes. A, super, mulțumim mult. Are deja. Asta. E, asta credeți voi. Da. Putem să continuăm așa, putem să demotivăm la nesfârșit. Tu ai prieteni? Am prieteni, ai da. Prieteni, încă, nu? Mai da. Am, încă mai am prieteni. Pe care îi motivezi sau îi demotivezi? Sunt sincer cu ei, pe cât posibil, astfel încât să nu se simtă foarte lezați. Poți să motivezi prin demotivare? Da, poți să faci chestia asta, depinde de receptivitatea celui care te ascultă. Adică dacă înțelege ceea ce vrei tu să transmiți, înseamnă că ai reușit să îl motivezi, spunându-i într-un mod, nu știu, sarcastic, ceea ce el nu vrea să audă. Da, tu nu crezi în treaba asta cu, domne, privește partea plină a paharului, stă în puterea ta să schimbi lumea, da. Dacă îți dorești ceva cu adevărat, tot universul va lucra la povestea asta și vei reuși. Ca să-ți răspund simplu, nu. Nu. Pentru că tot universul nu complotează ca să-ți fie ție bine sau rău. Universul e în legea lui, de cele mai multe ori o lege bătută în cuie și tot ce trebuie să faci tu e să înțelegi în primul cum funcționează lumea din jurul tău, atât cât îți este posibil și să încerci să te adaptezi atât prin... Da, eu voiam să-mi dau seama de altceva. Tu consider că poți ajuta oamenii prin propovăduirea acestei tehnici sau tu ești pur și simplu un tip sarcastic și vrei să știe toată lumea? Acum nu o să-mi arog eu rolul de a salva pe nimeni. Nu vreau să... Pe cei din cei drept oamenii care se mai uită la episoadele pe YouTube îmi lasă comentarii, nu știu, la modul ai avut dreptate, mă uit la prea multe seriale, ar trebui să iau o pauză sau poate așa. Pun prea mulți bani la păcănele, o să iau o pauză. Mă bucur să văd astfel de reacții. Dar nu vreau să fiu salvatorul nimănui, eu sunt doar un tip sarcastic care da, cum e să fii într-o lume de asta a speakerilor motivaționali, că asta e o chestie relativ nouă în speakerii motivaționali. Da, 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 nu da, da. Sunt o chestie relativ mă rog, nouă, sunt de puțin... foarte mult timp. Sunt foarte la modă. Sunt la modă, acum, e un fenomen la modă. Exact, acum, foarte mulți care da, spun corect, că... așa este. E foarte la modă acum, da, și toată lumea vorbește, toată lumea încurajează, și cum e puterea în tine și cum trăiește viața, urmează. Zâmbește vieții. Zâmbește vieții, nu știu și ce. Și viața îți va zâmbi. Exact. Viața e știrbă de multe ori. Și cum te simți tu într-o lume de asta care își caută dezvoltarea personală, acum e întreaga nebunie asta. Dom'le, trebuie să ne dezvoltăm personal. Nu contează. Momentan mă simt foarte bine, că eu sunt singur pe plajă. Așa? Și e un sentiment minunat, e că atunci când te duci sau când te duceai acum 20 de ani în vama veche și erai singur. Exact același sentiment. Mi-e bine și e foarte frumos și foarte plăcut. Probabil dacă o să apară mai mulți speaker demotivațional, o să fie un pic înghesuială, o să simt un pic ciudat. Dar ai făcut pe cineva să plângă până acum? Mai sper că nu. Adică la comentarii nu mi-a spus cineva că ar fi plâns. Dintre apropiați. A,
probabil cu notele din școală, nu știu, adică? vreo notă proastă la matematică atunci când eram copil, poate atunci, dar altfel. Nu, mă referam cu speakerul de motivație. Tehnica ta. A, nu. Nu asta. Nu, dar nu e asta scopul de a face pe cineva să plângă. Scopul e face să-și conștientizeze, nu știu, o problemă sau de a înțelege că nu ține neapărat de ce spune la horoscop sau că dacă ai o dramă, nu trebuie să zâmbești ca un nebun. Ar fi și ciudat să zâmbească lumea pe stradă știind că au probleme. Corect. Adică dacă vine un prieten bun de-al tău care îți spune că a divorțat, să spunem, că soția l-a înșelat și că trece printr-o perioadă extrem de neagră, tu cum l-ai demotivat? Nu neapărat, dar ce îi spui? Demotivaționa. În primul rând, ce l-aș face să-l demotivezi? Cred că m-aș gândi un pic la... sau l-aș face pe el să gândească un pic la care sunt motivele pentru care ar mai avea sentimente pentru fosta soție. Și te-ai axat pe cele negative, bănuiesc. Nu neapărat, că asta însemna să-i suflu în pânze și poate el n-are dreptate. Și ar trebui să, ce fac, să-l ajut pe el să-l mint. Poate fosta soție era o persoană minunată. Poate știți ce? Poate trebuie să sufere. Poate e bine să suferi, că de exemplu am auzit la un dat la un speaker motivațional. Așa? O chestie de genul că n-ar trebui să mai suferim, ar trebui să zâmbim în fața problemelor. Și bă, asta e că suferința e un proces natural al omului și e bine să suferi în orice moment al vieții. Așa că probabil și acel prieten ar trebui să sufere după fosta dacă era o femeie minunată și probabil ar trebui să se întrebe de, spune că l-a înșelat, ăsta era scenariu. Da, să zicem. Ar trebui să gândească de ce l-a înșelat. Vezi că ai niște probleme tu. Vezi că... acum nu zic că ea e perfectă, n-a făcut un lucru minunat, dar gândește-te și tu la orele de program, că veneai numai la 12 noaptea și n-ai mai scos-o la restaurant. Probabil cu următoarea să nu mai repeți aceleași greșeli. Adică, practic, tu dai vina pe oameni, cum ar veni, nu? Da, întotdeauna, dacă ești negândit, e undeva, realistul, da, că e undeva la mijloc. E undeva la mijloc toată treaba, nu e doar un singur vinovat că atunci când se întâmplă o Ca să nu mai spun că na, și Mercurii retrograd, chiar asta, nu... clar. Asta clar. Nu, dar tu care chiar nu crezi în asta. Exact, trebuie să luăm tot în considerare. Orice formă de... Da, 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 nu, hai asta cu Mercurul, vă rog, totul până aici, că eu chiar cred în asta. Și eu zic asta, că odată... odată se supără pe noi. Dar dacă vine o persoană, nu știu, care vrea să slăbească, da? Și spune, domnule, da, dar nu vreau să țin cure, eu... Spreță tu! Nu fi obraznică. Deci o persoană care, domnule, dar nu țin cură sau așa, eu vreau cu puterea gândului, cu puterea minții să fac și să-mi induc... lipsa de apetit. Da, da, da. Dar în primul rând noi trebuie să stabilim o chestie. La mine nu vin oameni, eu nu sunt un terapeut, la mine nu vin oameni să-mi spună cum să slăbească. Dacă tu ai venit, de exemplu, exact, la mine să spui că vrei să slăbești, mi s-ar părea foarte ciudat să-mi spui asta de neștiind de 5 minute. Așa. Dar te-aș trimite la un specialist. De fapt, asta este o mare problemă pe care am discutat-o și în reportaj. Românii nu mai apelează la specialiști. Ce sunt speakeri motivaționali? Sunt un fel de agregatori de specialiști. Adică tu nu mai ai răbdare să te duci la medic, nutriționist, sală, psiholog. Nu mai vrei să treci prin tot drumul ăsta, să investești ația bani. Te duci la un nene, te așează frumos pe canapea sau într-un decor foarte fancy, trendy, cool și îți spune, problema este în tine. Toată energia vine din tine. Și începe să-ți vândă tot felul de Abraham Burel. Și tu să te simți foarte frumos, pentru că suntem niște ființe, ne bucurăm să auzim lucruri frumoase și dezirabile, pentru asta trăim. Așa că dacă aș fi un speaker motivațional, ți-a spune, da, trebuie să tragi de tine, că și eu am fost ca tine, neapărat și eu am fost ca tine. Asta, da. Nu pot spune că n-am fost ca tine, dacă mi-ai și spus că ai avut o unghie încarnată și eu am fost ca tine. Da, corect. Bun, recomandarea mea este duci să întrebi un specialist, un nutriționist, un medic, să vezi poate ai niște probleme de sănătate și eventual să te apuci de sport. Asta cred că ar trebui să facă orice speaker demotivațional. Dar, vezi, nu se trăiește din asta. Dar în viața ta tu ce faci? Nu știu, ce stil de viață ai? Trăiești, mănânci sănătos? Acum eu nu aplic tot ceea ce spun. Că nici patriarhul nu aplică tot corect, ceea ce spune. Ce? Și, caut să mănânc sănătos, dar așa cum spun și unii specialiști, nu-i bine să fii foarte religios atunci când mănânci foarte bine. De exemplu, și mâncatul ăsta de avocado dăunează în anumite părți ale lumii. Corect. Că sunt niște oameni care strică niște pământ pentru avocado-ul nostru de hipsteri. Este o realitate. Caut să fac cât mai mult sport, de asta încerc să mă țin cât mai mult. Da. Și lucrul la care țin cu adevărat e cititul. Încerc să citesc cât mai mult. Un lucru care mi-a fost recomandat este să citesc din mai multe arii, să nu mă blochez doar pe ceva ce îmi place mie. Și asta aș putea să recomand și celorlalți, să citească cât mai mult. Aici e greșește cu cititul. Că... da, adică, ai, citit mai facem, până acum chiar era simpatic. A început să-ți iasă. Până acum
Da. Aș face cu cititul, nu, nu. Da, intră într-o zonă ne-ai periculoasă. Ne-ai demotivaționat, demotivat total. Clar. Mai ales că, na, cărțile sunt și pe bani. Nu, adică chiar n-are sens. Nu, Doamne ferește. Eu? Deci fac 5 ani de când am avut la păcate, doar... Tu ai văzut unde mi-am pus eu biblioteca? Unde ai pus? Pe sus de tot, nici n-ajung la ea. Să dea bine în poze. Nu, sunt cărțile citite. Citite, da. N-am de ce să mă mai apropo de ele. Eventual poți să-ți cumperi cărți care arată foarte bine în bibliotecă. Știi ce m-am gândit să cumpăr de alea, butaforii? Corect. M-am umplut biblioteca. Știi ce sunt eu? Importante. Da, nu. Nu ții ceva așa de care de toate. Da, iau Murakami că e acum la modă. Nu. Ce are sens. Dar spune-mi următ, tu urmărești speaker de ăștia motivaționale, adică vezi postările lor pe YouTube sau așa și de acolo îți iei idei pentru postările tale demotivaționale? Ideile pentru clipurile pe care le fac eu pe YouTube le au în principal din probleme pe care le văd în societate, cum a fost episodul cu păcănele sau cu jucatul pe calculator sau cu despărțile. Dar trebuie să recunosc că mă mai uit și la speakerii motivaționali pentru că este foarte amuzant. E amuzant. Așa. Adică este îngrozitor de amuzant să vezi cum folosesc niște tehnici. Ei sunt, foarte mulți dintre ei sunt și niște oameni foarte abili. Da. Adică au o carismă extraordinară. Da. Reușesc să magnetizeze oamenii, să-i țină în priză. Pot doar să spun că în momentul în care ești într-un impas în viața ta, mai mare sau mai mică, fiecare de greutate și așa, e important să asculți niște lucruri care te pot mobiliza, indiferent că ele funcționează sau nu. Aici e un pic greșit, că nu poți să asculți chiar orice, plecând la premiza că te va mobiliza, că te va mobiliza și o încurajare stupidă. Uite, cum sunt unii speaker motivaționali care spun, dă-ți demisia. O duci greu în viață, dă-ți demisia, pleacă în lume, cum am făcut eu. Și tu trebuie să te gândești, băi, un an să stai un pic, eu poate n-am resurse lui financiare, corect, poate n-am resurse lui cognitive, poate eu n-am o plasă de siguranță la care să mă întorc dacă nu-mi iese. Plec așa, că mi-a zis mie. Da, înțeleg ce spui, da. Asta mănâncă roagă, te iubește, nu merge tot timpul, realism, nu? Adică privește viața realist un pic, da. Raportează-te la tine. Cel mai bun exemplu, la fel care a prins acum, este toată lumea citește, când mă întorc la cei, toată lumea adoră să citească cărțile vedetelor. Adică dacă o vedetă care a trecut printr-o suferință scoate o carte și își pune fața pe copertă, este extraordinar. Corect. Și toată lumea, uite cum a fost istoria cu Steve Jobs. Foarte mulți citeau cartea lui Steve Jobs încercând să afle esența succesului. Da. Bă, dar nu afli de acolo, că el avea o altă personalitate, toată lumea știe că el era un om oribil cu angajații. Vrei să fii așa? Că dacă vrei și dacă ești așa, nu trebuie să citești cărți. Corect. Nu trebuie să fii tu. Îți iese natural. Ești un om oribil natural. Nici nu trebuie să mai citești cărți. Asta, oamenii citesc lucruri frumoase. Vă spun sincer că mi-a plăcut foarte mult, că eu îl știu. Are o problemă cu căței, cu astea. Adică, nu, îi văd imediat fața, dar când ai venit tu... Deci am simțit că sunteți pe același ca la pod. Uite-te. Păi da, mă, dar are dreptate. Deci îți soarbe fiecare cuvințel. Are dreptate și îmi place. O să-ți dau IBAN-ul la final. Da, exact. Îți las IBAN-ul. N-am scorurile speakerilor motivațional, dar o merdenea... Poate și promovezi tu, că dacă una e să demotivezi o persoană publică. Da. Așa este. Nu, plus că pe mine mă și demotivezi ușor, că eu sunt și cu psihicul la pământ. Tocmai de aceea mergi la un psiholog. Da, exact. Mulțumim tare mult de vizită, ne-a făcut plăcere să stăm de vorbă și te mai așteptăm. Să sperăm că mai vin. Cu drag.